Vernisarea expoziției cu expunerea relicvii naționale, standardul liturgic al lui Ștefan cel Mare, este eminamente un eveniment de excepție pentru țara noastră în contextul celebrării a 20 de ani de independență, dar și a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și România. Standardul liturgic al lui Ștefan cel Mare a fost confecționat pe teritoriul Moldovei din Ordinul Marelui Voievod în anul 1500, în cel de-al 43-lea an al domniei sale. După ce timp de peste 4 secole steagul s-a păstrat la mănăstirea Zografu. În anul 1917 a fost transmis de către autoritățile franceze României, iar în anul 1919 a ajuns la București. Este simbolic că după restaurarea de excepție, standardul liturgic al lui Ștefan cel Mare, reînviat, a fost expus doar la Muzeul Național de Istorie a României în iulie 2011, Chișinăul fiind cel de-al doilea oraș care găzduiește această relicvă națională. Prin acest gest, România a dorit să facă din nou, dacă doriți, gestul prompt, generos, cordial, frățesc, de recunoaștere imediată a declarației de independență a Republicii Moldova în 27 august 1991. Un gest care nu era singular, fiindcă era rezultatul urmăririi din nou cu sentimentele cele mai frățești a întregului proces de renaștere națională în Republica Moldova. Așadar, foarte succint, standardul lui Ștefan cel Mare este astăzi la Chișinău pentru a afirma aceasta, și anume unitatea fundamentală dintre noi, solidaritatea dintre noi care a început, dacă doriți, în mod oficial, odată cu recunoașterea declarației de independență. Standardul lui Ștefan cel Mare și Sfânt este o valoare și un simbol comun. Deci, cei care au inițiat această inițiativă s-au ghidat exclusiv de aceste valori și de aceste principii. Sunt sigur și exprim certitudinea că prezența standardului ne edifică, ne ajută să pășim cu mai multă fermitate, să avem mai multă încredere în forțele noastre. Expoziția constituie un prilej de reflectare asupra istoriei naționale, o încercare în a analiza și a medita asupra drumului istoric parcurs în contextul celebrării aniversării a 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Muzeul Național de Arheologie și Istorie Moldovei este onorat să găzduiască și să expună pentru cetățenii Republicii Moldova relicva națională care emană istorie, credință și spirit.